Exodul, capitolul 1, începând cu versetul 22, e un context în care viața poporului evreu este, spune Biblia, din ce în ce mai amară, sunt sub opresiunea lui Faraon, a egiptenilor, încearcă să-i reducă la tăcere, să-i reducă numeric, pentru că deja îi văd, de la prieteni încep să-i vadă ca dușman pe evrei. Și în contextul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 22, atunci Faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște, e vorba dintre evrei, și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Era momente când să fii bărbat era lucru greu, să știți. Dar zice Biblia mai departe, un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi, femeia aceasta a rămas însărcinată și a născut un fiu. A văzut că este frumos, și spune Biblia, l-a ascuns 3 luni. Nemai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură pe care l-a uns cu lut și cu smoală, a pus copilul în el și l-a așezat între trestii pe malul râului. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare ca să vadă ce are să îi se întâmple. Fata lui Faraon s-a coborât la râu să se scalde și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestilor și l-a trimis, Biblia zice, pe roaba sa, pe roaba ei, ca să-l ia. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el și a zis, este un copil de al evreilor. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon, să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului. Fata lui Faraon i-a zis, ia copilul acesta, alăptează-mi-l și îți voi plăti. Femeia a luat copilul și l-a alăptat. Copilul a crescut și ea l-a dus fetelui Faraon și el a fost fiu. I-a pus numele Moise, care înseamnă scos, căci a zis ea, l-am scos din ape. Binecuvântat să fie Dumnezeu care și pe noi ne-a scos din apele păcatului, din apele adânci, învolburate ale vieții noastre, ne-a dat mântuirea și dacă sunt oameni în această zi care nu au, în această zi pot să primească harul acesta lui Dumnezeu. Înainte să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu ca să vă asigurați că nimeni de lângă voi nu doarme, vă dau dreptul dezlegarea pastorală să strângeți tare de mână și să-i spui Domnul să te țină trează. În urmă cu ceva vreme, un frate slujitor a încercat să crape niște lemne. Se mai întâmplă și pastorii mai crapă lemne, să știți. Acum, crăpând lemnele astea într-un moment nepotrivit, într-un context nepotrivit, că era mai întuneric și nu era lumină acolo, s-a tăiat destul de zdravă la deget. Asta a fost undeva sâmbăta, o mergi la spital și duminica s-a dus cu dita mai bandajul la biserică. Acum când a intrat în biserică și l-au văzut frații, surorile, când l-au văzut tot bandajat la mână, s-au gândit oare cum o să răsfoiască, o să țină predica mai lungă astăzi. Dar a venit o soră plină de compasiune, o soră mai în vârstă și a zis, vai frate, păstor, zice. N-o zice, ce o să întâmpla cu tine? Acum tu cum vezi lucrurile? O zis, ce-o fi oare? Îi încercare de la Domnul ce ți s-a întâmplat? O fi, zice, un atac de la diavolul, la care pastorul cu multă sănătate și logică foarte bună a zis, soră, nici una, nici alta. Cum adică? Zice, e prostie. Nu-i nici încercare, nu-i nici lovitură, atac, e pur și simplu prostie. Cine m-a pus pe mine? Cine m-a pus mâine la întuneric să crab lemne, butuș din aia tot plin cu noduri, cu o secură care nici nu taie? Deci, soră, e pur și simplu prostie. De ce spun asta? Pentru că de foarte multe ori, dragii mei, ne dăm de probleme în viață. Și când avem probleme în viață, întotdeauna există instinctul ăsta să căutăm sursa problemei. De ce ni se întâmplă lucrurile acestea?
Și de cele mai multe ori, dragii mei, fie îi dăm o dimensiune din asta martirică, Domnul ne pune la încercare, sau de foarte multe ori dăm vina pe vinovatul de serviciu al Universului și al Pentecostalului, care e diavolul, și mai de prea puțini ori adevărul este că suntem onești cu noi înșine și ne asumăm responsabilitatea asupra propriilor noastre decizii și alegeri. Adevărul, dragii mei, este uneori că noi suntem cei care ne facem probleme. Acum, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în contextul acesta în care am citit, că evreii în perioada aceea aveau o viață foarte grea. Știți de ce? Pentru că egiptenii, zice cuvântul Domnului, capitolul 1 din Exod, versetul 14, le-au făcut viața amară. E adevărat că sunt momente în viață, sunt circumstanțe, sunt probleme în viață făcute de alții. E adevărat că sunt situații când alții îți fac viața amară. Dar pe de altă parte există momente, există circumstanțe, probleme, lucruri pe care le suporți, consecințe de care ai parte și pe care ți le-ai făcut tu, care sunt din propria ta responsabilitate, din faptul fie poate că nu l-ai ascultat pe Dumnezeu, deși știai că trebuie să nu te duci și te-ai dus în locul respectiv, sau dacă vreți, de foarte multe ori atragem probleme în viața noastră că interpretăm de multe ori greșit cuvântul lui Dumnezeu. Acum, suntem în contextul în care am binecuvântat un copil astăzi și o să fie vorba despre un copil care se naște într-o familie și o să fie o predică mai puțin despre familie, dar nu numai, dragii mei. Dar de foarte multe ori, de exemplu, vreau să vă spun, noi avem probleme ca părinți pentru că interpretăm greșit cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că există frați, din păcate, hai să-i punem cu ghilimele pentru că așa se cuvine, care au interpretat, de exemplu, Proverbe 13:24 în modul cel mai literal posibil. Ce spune în Proverbe 13:24? Cine cruță nu iaua, urăște pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Acum, dragii mei, ăsta e spiritul cuvântului lui Dumnezeu, dar unii ce au înțeles? Unii au înțeles că trebuie să-ți bați pruncul până nu mai poate să umble. Unii asta au înțeles că nu iau, aia trebuie să-l bați de să-l bagi în spital. Și au fost situații, dragii mei, că nu întotdeauna Barne Vert a fost de vină. Au fost situații, trebuie să recunoaștem și să admitem. N-are rost să ne ascundem după degete, au fost situații când părinții, interpretând habotnic, bigotic cuvântul lui Dumnezeu, și-au băgat copiii în spital. Și să nu se mire după aceea că au ajuns ca acești copii să fie luați de către autoritățile statului. Și după aia, dintr-o dată, se spună, fraților, sunt prigonit pentru credință, că l-am crescut în voia lui Domnului. Lui. Nu cred că e voia lui Dumnezeu să-ți maltratezi copilul. Nu e voia lui Dumnezeu să-ți abuzezi copilul. Dar unii, vedeți dumneavoastră, au creat și au creat probleme pentru că fie n-au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu, fie că au interpretat greșit și eronat cuvântul lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, în această dimineață vreau să ne uităm la o altă categorie de probleme, nu pe care ni le facem noi, nici pe care nu le fac neapărat oamenii, ci vreau să vorbim despre problemele acelea, dragii mei, pe care noi le avem în viață, dar care, atenție, devin și problemele lui Dumnezeu. Pentru că nu există nimic mai, dacă vreți, mai încurajator pentru un creștin decât la un moment dat în viață să înțeleagă că problema pe care o are devine și problema lui Dumnezeu. Există, dragii mei, în viața noastră, ascultați-mă, probleme pe care le avem și care Dumnezeu, știți ce face? Dumnezeu, dragii mei, le ia asupra Lui și Dumnezeu, dragii mei, face ca problema mea pur și simplu să devină și problema Lui. Dumnezeu se identifică cu problemele mele, Dumnezeu intervine în problemele mele, Dumnezeu lucrează în viața mea. Și despre asta vreau să vă predic în această dimineață, nădăjduiesc un titlu sugestiv, când problemele tale devin și problemele lui Dumnezeu. Și dacă trebuie să-ți dorești ceva în dreptul problemelor tale în această dimineață, și ce trebuie să-ți dorești? Să te rogi și să crezi și să-i ceri Domnului, Doamne, mă rog ca aceste probleme care le am să fie și problemele tale, adică să le iai Tu asupra Ta, Doamne. Pentru că mă copleșesc, pentru că sunt prea grele de purtat, pentru că sunt traumatizante uneori. Dar vreau să vedem, dragii mei, în ce condiții și în ce context problemele mele devin și problemele lui Dumnezeu. Pentru că de foarte multe ori, dragii mei, problemele pe care le avem, Dumnezeu nu le ia asupra Lui. Pentru că ni le-am făcut noi, pentru că L-am ignorat pe El, pentru că ne-am dus contrar de foarte multe ori voii Lui. Și primul principiu pe care vreau să subliniez aici este acesta. Problemele tale devin și problemele Dumnezeu. Dumnezeu își asumă aceste probleme, știți când? Când faci ceea ce este drept în viață, chiar dacă viața nu e dreaptă cu tine. În momentul, ascultă-mă ce spun, când faci ce-i drept în viață, deși viața nu-i dreaptă cu tine, și dacă ai probleme din cauza faptului că faci ce-i drept, bine și plăcut înaintea lui Dumnezeu, vreau să vă spun, problemele acestea care survin din ascultarea de Dumnezeu, Dumnezeu le ia asupra Lui.
Problemele acestea devin și problemele lui Dumnezeu pentru că sunt din cauza lui Dumnezeu, pentru că sunt din cauza că l-ai ascultat pe Dumnezeu. De ce spun asta, dragii mei? Pentru că, uitați-vă, egiptenii încep să facă, dacă vreți, un fel de progrom organizat asupra evreilor. Încearcă să-i reducă numeric, demografic, îi văd ca pe o amenințare și Biblia spune că încep să dea legi din ce în ce mai aspre. Zice cuvântul Domnului că le-au făcut legi viața pur și simplu amară. Era teribil de greu să trăiești ca evreu în Egipt, în contextul acela. Dar, dragii mei, în această vreme în care Faraon dă porunca la un moment dat moașelor, poporul evreu să omoare toți băieții, partea bărbătească care se naște și le ignoră, spune Biblia. Și în cele din urmă Faraon dă o lege și mai aspră și spune așa, poporului egiptean, bă, când vedeți un copil, când prindeți un copil de evreu de parte bărbătească, să-l aruncați în Nil. Asta este poruncă, nu e opțiune. Și dragii mei, Faraon era Dumnezeu în Egipt. Cu Faraon nu stăteai la negocieri, Faraon era considerat un Dumnezeu încarnat în persoană. Și oamenii egiptenii de rând interpretau că e voia lui Dumnezeu să omoare copiii de evrei. Și tocmai în contextul acesta, dragii mei, doi oameni, Amram și Iochebed, părinții lui Moise, spune cuvântul lui Dumnezeu, care deja aveau doi copii. Era teribil de greu să crești doi copii, cu atât mai mult un băiat care e Aaron acolo. În condițiile în care ești opresat, în condițiile în care ești terorizat, în care ești urmărit de egipteni, în care vor să-ți omoare, să-ți hărțuiască familia, să-ți o nimicească. În condițiile acestea, dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu că Aaron, că acești doi părinți, Amram și cu Iochebed, mai au un copil. Nu puteau să spună, bă, suficient doi. Ne-am făcut targetul, ne-am făcut planul de aici, încolo mai facă și alții. Nu ne-am făcut, și așa e greu. Dar Biblia spune că îl au pe Moise. Și dragii mei, spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 11 cu 23, că știți de ce l-au avut pe Moise? Ca un act al credinței. Spune că nu la voia întâmplării o veni Moise. Nu la voia întâmplării, dragii mei, se naște Moise, ci spune Domnul, prin credință. În Noul Testament vedem perspectiva cristologică asupra evenimentelor din Vechiul Testament și auziți, prin credință. Oamenii ăștia au avut credință în vremuri grele, în vremuri în care era mai ușor să n-ai copii, în care era mult mai ok din punct de vedere al societății să n-ai copii, să nu te complici, să ai viața ușoară. Și cu toate acestea, oamenii aceștia aleg să creadă pe Dumnezeu, aleg să facă ce-i drept înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă viața era nedreaptă cu ei și aveau o viață amară, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ce-mi place, dragii mei, în ceea ce îi privește pe cei doi, pe părinții lui Moise, acești doi oameni, dragii mei, au ales perspectiva lui Dumnezeu despre copii, nu perspectiva societății. Dacă va trebui în această zi, dragii mei, ca oameni al lui Dumnezeu, în 2023, ca părinți, vreau să vă spun ceva, va trebui să alegem nu perspectiva societății asupra copiilor, cum privește societatea copiii, ci va trebui să alegem perspectiva lui Dumnezeu. Ce spune societatea de astăzi? Bă, acum dacă te-ai căsătorit, nu lasă-mă copii, lasă-i mai târziu, bucură-te, fă-ți carieră, fă-ți un job, fă-ți o casă, cumpără-ți două mașini, cumpără-ți casă de vacanță, stai până la 35 de ani, stai până la 40 de ani și dacă poți să ai un copil la 40, bine, dacă nu, lasă că-ți adopți un câine, ai un câine acolo, animal de companie și toată dragostea o revește asupra lui, lăsați copiii. Trăim într-o vreme, dragii mei, în care copiii sunt văzuți în societate ca o problemă, nu ca o binecuvântare. N-ați văzut că perspectiva societății seculare asupra copiilor, bă, s-o problemă. Unii, dragii mei, când află că devin părinți, îs traumatizați. Aoleo, ce s-a întâmplat? A rămas soția gravidă. Nu te bucuri, Doamne feri. Probleme, pampers, bani, alocat, de unde? Haine. Stres, nopți nedormite. Vedeți dumneavoastră, oamenii preiau perspectiva societății. Dar ce îmi place, dragii mei, în vremuri teribile, în vremuri crunte să fii părinte, mai ales să fii părinte de copil evreu, de parte bărbătească, acești doi oameni, dragii mei, Amram și cu Iochebed, zice Biblia, că au ales perspectiva lui Dumnezeu și au ales să-L creadă pe Dumnezeu. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne molipsească pe toți care suntem aici cu această perspectivă divină asupra societății, asupra creșterii copiilor și nu numai, și asupra familiei. Domnul să ne ajute la asta. Vreți să știți cum arată perspectiva societății? Vă citesc dintr-un clasic în viață, domnul CTP, Cristian Tudor Popescu, marele ideolog și gazetar român, cu ghilimele de rigoare, spun mare. Și ce spunea omul ăsta, de ce fac oamenii copii? Vă citesc. Facem copii
Pentru că suntem egoiști. Și narcisiști. Și vrem să ne multiplicăm prin copii pe noi înșine, de fapt. Adică vrem să ne vedem pe noi în ei și o formă de egoism, nu de iubire. Nu ne zice, ne iubim pe noi, nu iubim pe ei. Auziți ce spune omul ăsta? Că dacă în cei din urmă faci copil, nu-l faci din iubire. Nu pentru că îl înțelegi pe Dumnezeu, ci cumva vrei să te multiplici prin copii, vrei să te vezi pe tine în ei. Asta e perspectiva societății asupra copiilor. Așa vede lumea copiii, dragii mei. Dar noi avem perspectiva lui Dumnezeu, perspectiva de sus, binecuvântat să fie Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Dragii mei, când vom avea probleme însă cu oamenii din cauza ascultării noastre de Dumnezeu, vreau să înțelegeți un lucru. Cei ce ne fac probleme vor avea de face cu Dumnezeu. Când eu, ascultați-mă, o să am probleme cu oamenii din cauza că îl ascult pe Dumnezeu, oamenii care îmi fac mie probleme, o să aibă probleme cu Dumnezeu. Ați înțeles? Deci dacă, ascultați-mă, pentru că ești pocăit și pentru că îl cinstești pe Dumnezeu și pentru că patronul ăla sau pentru că ăla sau ăla îți face viața amară pentru că ești pocăit și nu vrei să te compromiți și pentru că îl iubești pe Dumnezeu și asculți cuvântul lui Dumnezeu și rezici la toate tentațiile și nu te compromiți, vreau să spun un lucru. Oamenii care îți face probleme, într-o zi o să aibă probleme cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu intervine. Pentru că, ascultați-mă, problemele acestea sunt și problemele lui Dumnezeu. Când cineva suferă din pricina lui Dumnezeu, ascultați-mă, e problema lui Dumnezeu deja. Devine problema lui Dumnezeu și cu Dumnezeu nu cred că cineva ar vrea să se pună. Știți ce spune Zaharia 2:8? Cine se atinge de voi, se atinge și de ce? De lumina ochilor mei. Să te atingi de lumina ochilor lui Dumnezeu. Am citit și chiar am auzit în minte în urmă cu mai mulți ani de zile relatată povestea asta adevărată, chiar de către fratele Tipei. În anii 30, când a început mișcarea penticostală să se răspândească puternic în partea de vest a României, în special a început la Arad, la Păuliș, în 1923, dar în anii 30, în Sintea Mică, e o localitate din județul Arad, a început să crească o biserică, să se dezvolte și oamenii se adunau la rugăciune, dar în condiții extrem, extrem de dificile. Era o prigoană chiar mai mare decât pe vremea lui Ceaușescu. Vreau să vă spun, cea mai mare prigoană asupra evanghelicilor n-a avut loc în perioada comunistă cu încredunii. Cea mai mare prigoană asupra evanghelicilor a avut loc în perioada interbelică. Și vreau să vă spun, ăștia se adunau la rugăciune aproape în fiecare seară. Se adunau de pe diferite sate și se adunau într-o căsuță mică din Sintea Mică. O casă mică, sărăcăcioasă, la un frate. Și ce făceau? De acolo omez legendele. Puneau pernele în geam nu pentru că vreau să se ascundă, ci ca să nu fie auziți de turnători care să-i cheme miliția și securitatea. Și la un moment dat, într-o noapte, în timpul rugăciunii, în timp ce se rugau frații noștri, cineva a dat un pont la jandarmerie. Pocăiți-ți la rugăciune, acolo. Și spune relatarea aceasta că au venit. Și în momentul în care s-au apropiat de casă, cineva care stătea la ușă, veghea acolo, zice, bă, vine jandarmeria. Și s-au ridicat toți brusc. Numai că știți ce au dat de gol. Bă, ce faceți voi aici? Păi nimic, noi pace ne-am întâlnit. Dar tu de unde ești? De acolo, de acolo. Dar tu ce faceți voi aici? Păi nimic. Și știți ce au dat de gol? Nu erau podele, nu era mochetă, era pământ bătătorit. Și cum frații noștri se rugau pe genunchi, toți pantalonii lor erau plini de praf. V-ați adunat să vă rugați. Nu, lasă că o să vă rugați voi noaptea asta. Pe lângă jandarmerie, dragii mei, au venit și cei de la poliție. Două dube, i-au băgat, era un grup de aproape 30. I-au băgat în două dube, unii peste alții, și au zis, i-au dus la șiria. La șiria i-au dus în postul de poliție. I-au bătut groaznic. De la copii până la bătrâni. N-a contat. Și povesteați în minte fratele Tipei care a cunoscut pe cineva care a fost acolo în grupul acela. O zis că la un moment dat, și ce au făcut? I-au întins pe mesele acelea din sediul de miliție, de poliție, mă rog ce era, și au fost loviți la tălpi cu ceea ce se numește vână de bou. Un mod de tortură groaznic. Și au început să-l bată pe unul care era lider, un frate mai în vârstă. Și au început să-l bată puternic. La un moment dat, în timp ce un milițian foarte râvnos îl bătea, auziți, fratele ăsta cu două clase a început să vorbească în limba franceză.
Și ăsta a rămas s-a speriat. Zis, opriți-vă, opriți-vă, gata, gata, opriți-vă. I-a scos pe toți afară acelas pentru că era la comandant acolo, la postul de poliție. L-a luat pe fratele ăsta, abia putea să umble pe picioare din cauza bătăturilor. L-a dus la el în birou. Zis, bă, bade, dar tu de unde știi franceză? S-a uitat ăsta la el, ce să știu? Franceză, de unde știi? Ai făcut franceză? Nu. Bă, tu glumești, vezi că te bat. Doamne ferești, dar de unde să știu franceză? Bă, omule, când te-am bătut, acum te-ai vorbit în franceză. Doamne ferește, a zis ăsta. Cum era buimăcit de la bătaie, zis, dar ce-am zis? Știi ce mi-ai zis? Ascultă, omule, ce spune Dumnezeu. Astăzi, copiii mei sunt în mâna ta, dar dacă nu-i lași în pace, mâine, tu o să fii în mâna mea. Asta mi-ai spus tu, în franceză. Și nimeni de aici nu știe decât eu, pentru că soția mea e profesoară de limbă franceză și știu și-o franceza. Bă, omule, cine ești tu? Zis, sunt doar un om care îl iubesc pe Dumnezeu. În momentul ăla, auziți, când milițianul ăsta, crun și fără inimă, când a aflat cu cine se pune, când a aflat că, de fapt, dragii mei, în spatele acestui bătrânel și acestui grup de oameni bătuți și nenorociți, de fapt, stă Dumnezeul Universului. Numai că nu a mai bătut pe nimeni în viața lui. Știi ce a făcut omul ăsta? Câteva zile mai târziu și-a dat demisia din poliție și s-a întors la Dumnezeu. Drept urmare, știi ce s-a întâmplat în viața lui? Un an de zile mai târziu, pentru că a început să predice Evanghelia, l-au găsit înecat, în condiții suspecte, în râul Mureș. L-au asigurat băieții. Dar omul ăsta a fost gata să plătească prețul la un moment dat. Știți de ce? Pentru că a înțeles ce preț a plătit Dumnezeu pentru biserică. Oameni buni, vreau să vă spun ceva. Cine vă face probleme din cauza ascultării voastre de Dumnezeu, indiferent cine o fi, la un moment dat o să aibă probleme cu Dumnezeu. Pentru că, ascultați-mă, problemele mele devin și problemele lui Dumnezeu. Când? Atunci când fac ce-i drept înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă viața, dragii mei, de atât de multe ori și noi știm și trăim experiența asta, viața e nedreaptă. Doi, când problemele mele devin și problemele lui Dumnezeu. Vreau să vă spun însă, cum se face transferul ăsta? E nevoie de credință, e nevoie să faci ceva mai apoi, ascultă-mă, ca să vezi mâna lui Dumnezeu. Ca să vezi mâna lui Dumnezeu la lucru, trebuie să lași din mâinile tale anumite lucruri și practic să le pui mâna lui Dumnezeu prin credință. Ca problema ta să devină și problema lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-ți adopte problema și să se ocupe personal de ea. Ca Dumnezeu, dragul meu, ascultă-mă, să-ți rezolve problemele, trebuie să faci un lucru care ne este greu. E dificil ce ne cere Dumnezeu uneori, dar ascultă-mă, asta e credința, ca să vezi și de câte ori nu ne dorim și zicăm, Doamne, vreau să văd mâna Ta la lucru. Dar știți care e problema? În tot timpul ăsta, noi problema o ținem în mâinile noastre. Și Dumnezeu spune, știi ceva? Degeaba ții problema aia și urli la mine, câtă vreme vei ține problema asta în mâinile tale, nu poți să fac nimic. Lasă problemele acelea pe care le ai, care te depășesc, care te copleșesc, care te traumatizează, lasă-le din mâna ta și pune-le în mâna mea. Dar vedeți dumneavoastră, ca problemele mele să ajungă în mâna lui Dumnezeu, nu-i direct, că eu întind mâna și Dumnezeu mă atinge pe mine, Dumnezeu lasă un spațiu. Poate uneori o zi, e un spațiu al credinței, că știu că dincolo e mâna lui Dumnezeu. Auziți? Vreme de 3 luni de zile spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise a fost crescut de către mama sa, Iochebed și către Amram. Au încercat să-l crească, cum au putut ei mai bine? Au încercat să pună perne probabil în geamul să nu se audă cum plânge, că îl turnau vecinii egipteni. Au încercat 3 luni de zile, omenește vorbind, femeia asta, tot ce-a putut. Dar la un moment dat e o problemă care o depășește și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3, nemai putând să-l ascundă. Există o limită. Există un moment în viața ta în care, ascultă-mă, degeaba ții lucrurile în mâna ta, problemele, că nu le mai poți rezolva. Există o limită.
Și trebuie să înțelegi că trebuie să vină un moment al credinței, că trebuie să vină un moment în care trebuie să-ți manifesti credința, trebuie să vină un moment în care, precum Iochebed, și ce să faci? Să-l iei pe Moise și pur și simplu să-l lași să meargă pe râul Nil. Dar, dragii mei, până în brațele fiicelui Faraon, a fost o distanță, a fost un timp în care inima ei a stat stresată, în care femeia asta, gândiți-vă ce a trecut prin mintea ei, Doamne, am făcut bine că l-am lăsat, dar dacă îl țineam, nu mai puteam oricum. Ascultă-mă, ca să vezi mâna lui Dumnezeu la lucru în viața ta, trebuie uneori să lași lucrurile din mâna ta. Degeaba încerci tu să le rezolvi cu mâinile tale, că nu poți. Cu cât ți-i mai strâns, cu atât e mai mare problema. Și în loc să le rezolvi, le vei agrava. Dragii mei, cel mai mare act de credință uneori este nu să ții ceva, ci să lași. Să te lași în mâna lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, am probleme, dar știi ceva, nu vreau să le mai încerc să le rezolv eu. Am încercat, am sunat, am vorbit cu ăla, am apelat la oameni, am apelat la cutare, am fost la medici, am fost la cutare, am încercat toate. Am citit cărți, am citit literatură motivațională, am încercat pe toate. M-am dus la toți prorocii. De un moment în care trebuie să spui, Doamne, nu mai pot. Nu mai pot să-L țin în brațe. E un moment în care Iochebed înțelege că nu mai poate ține în brațe și nu mai poate să țină gura să nu plângă. Pur și simplu, problemele uneori strigă în viața atât de puternic că nu le mai poți ține. Și momentul ăla, Iochebed cu inima frântă, face un act al credinței și spune Biblia că a făcut un sicriaș, un coș, l-a uns cu zmoale, tot ce poate să mai facă. Și, dragii mei, zice Biblia că l-a pus pe râul Nil și l-a lăsat să plutească. Asta trebuie să faci cu problemele tale. Să le lași din mâna ta și să le lași să meargă în mâna lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, vreau să înțelegeți că în mâinile lui Dumnezeu problemele noastre sunt în un loc mai sigur decât în mâinile noastre. Orice problemă ai, orice traumă ai, orice necaz ai, vreau să spun un lucru, e un loc mai sigur pentru problemele tale decât în mâna ta, în mâna lui Dumnezeu. Există, ascultă-mă, un loc mai sigur pentru copiii tăi decât în mâinile tale, deși tu crezi că e mai sigur în mâinile tale. Există un loc mai sigur în mâinile lui Dumnezeu. Pune-i mâna lui Dumnezeu. Există, ascultă-mă ce spun, pentru sănătatea ta un loc mai sigur decât în propriile tale mâini. E în mâinile lui Dumnezeu. Pune sănătatea ta în mâinile lui Dumnezeu. Pentru finanțele tale care scârție și parcă merg din ce în ce mai rău, există un loc mai sigur decât în calculele tale și în mâinile tale făcute. Ascultă-mă, e în mâinile lui Dumnezeu. Trebuie să ai un act al credinței ca să vezi mâna lui Dumnezeu la lucru. Trebuie să lași anumite lucruri din mâna ta. Dar nu e ușor. Nu ușor, dar ascultați-mă ce spune Deuteronomul 33:27. Dumnezeu cel veșnic este un loc de adăpost și sub brațele lui cele veșnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmași dinaintea ta și a zis, nimicește-l. Ce sunt brațele Domnului? Un loc de adăpost. Mâinile Domnului pot să-ți adăpostească problema mai bine decât poți să facă mâinile tale. Mâinile Domnului, ascultă-mă, se ocupă de problemele tale mai bine decât poți tu, cu toată rațiunea, înțelepciunea și relațiile și cunoștințele și resursele tale. Oare când vom înțelege că trebuie să lăsăm pe Moise din mâini? Oare când vom înțelege că n-ai cum să-l faci să tacă, va plânge mai tare? Oare când vom înțelege că pur și simplu nu mai poți să-l ții și trebuie să-l lași? Și trebuie să imprim credință că dincolo de ape e Dumnezeu care va pune mâna și-l va ridica. Când problemele tale devin problemele lui Dumnezeu, trebuie să lași din mâna ta ca să ajungă în mâna lui Dumnezeu. Dragii mei, ce știi frumos aici? Ce încredințezi în mâna lui Dumnezeu prin credință, din cauza încercărilor și limitelor tale, El va readuce în mâinile tale, dar cu mai multă binecuvântare. Tu-ți? Ce ai lăsat din mâna ta și ai pus în mâna lui Dumnezeu prin credință, Dumnezeu va readuce în mâinile tale acel lucru, dar ascultă-mă, cu binecuvântarea la pachet. Nu ascultați aici ce spune Biblia. Dragii mei, zice cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care Iochebed îl lasă pe Moise să meargă pe apele Nilului, la un moment dat se întâmplă ca fiica lui Faraon să ajungă la el, să-l vadă, să-l audă, îl ia în brațe. Și zice, băi, fain copilul, deși de evreu, de unde își dă seama că e copil de evreu? Pentru că e circumcis. Asta îi distingea fizic de copiii evreilor, de egiptenilor. Dar mai mult de atât, auziți? Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că fiica lui Faraon zice, băi, copilul e fain, aș vrea să-l țin pentru mine, dar eu nu pot să alăptez. Eu nu-s mamă. Și dintr-o dată apare sora lui Moise. A, ai nevoie de ajutor? Da. Nu vrei cumva o doică pentru copilul ăsta?
Dar cum să nu? Doamne ajută-ți, dar știi pe cineva? Hai că știu pe una care poate să lăpteze, nu mai are vrei să? Dar cum să nu? Și-o aduce pe cine? Mami, hai o leac. Unde? Hai repede. Hai până la fiica lui Faraon. Cum vă numiți? Iochebed. Doamnă Iochebed, uite copilul ăsta. L-am găsit acum în râu, e frumos. Nu vreau să trăiască, e frumos, e foarte frumos. Așa că e frumos. Da, e frumos. Parcă l-am mai văzut pe undeva. Știi ceva? Puteți să-l alăptați? Da. Auziți, dacă vi-l dau și-l alăptați, sunteți de acord? Cum să nu? Vă și plătesc pentru asta. Hai să vedem dacă se poate. Păi, oameni buni, știți unde e binecuvântarea lui Dumnezeu? Când vezi că Dumnezeu lucrează, când vezi mâna lui Dumnezeu, când ceea ce ai fi făcut pentru gratis, ajungi să fii plătit pentru. Pe oameni buni, l-ar fi alăptat pe Moise pentru nicio condiție din lumea asta. Și culmea este că Dumnezeu ți-l aduce unde? În brațele tale înapoi. Și mai mult de atât, Dumnezeu te face să fii plătit pentru gestul ăsta. Și de ce? Pentru că atunci când lași lucrurile din mâna ta și le lași în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu le întoarce înapoi în mâinile tale. Dar ascultă-mă, cu binecuvântarea la pachet. Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Pur și simplu, uneori trebuie să lași lucrurile din mâna ta. Ați auzit probabil de Larry Crabb. Larry Crabb, dragii mei, în consilierea creștină, este probabil cel mai influent și cel mai competent autor în consiliere. Din punctul meu de vedere, cărțile lui Larry Crabb, pe care vă le recomand, înțelegând oamenii, are foarte mult literatură vastă. Omul ăsta și-a consacrat viața consilierii. Dar Larry Crabb, el, dita mai consilierul, povestește propria lui viață într-o carte și povestește că dintre copiii lui a avut un băiat pe nume Ken, ăla mai mare. Și băiatul ăsta lui zice, cum la un moment dat omul ăsta scrie în cartea asta lui cum l-a crescut el pe băiatul lui. Și când l-am avut cum l-a crescut, wow! Vreau să vă spun ce a presupus educația lui Larry Crabb asupra copilului său. Auziți? Rugăciune în fiecare seară cu copilul ăsta. 2. În fiecare zi, istorioare cu mesaj creștin, înainte de culcare. În fiecare sâmbătă, consacrată unor activități. Eu, doar tata cu băiatul. Câteva ori în fiecare sâmbătă. Mese regulate în care mâncau, ieșeau în oraș numai el cu băiatul. Fără mamă, fără ceilalți. Doar el cu băiatul lui. Mai mult de atât, odată la 3 luni de zile, o excursie de 3 zile într-o zonă montană cu cortul, numai ei și să vorbească unul cu altul. A făcut asta până acum. Studii din Vechiul și Noul Testament, exegeză cu el din tinerețe până la 19, până la 18 ani când a plecat la colegiu. Mă zice, l-am crescut, dumneavoastră realizați ce a investit omul ăsta în copilul lui, a făcut tot ce ținea de el. Na bun. Băiatul lui, la 19 ani, aproape 20, se duce la colegiu, se duce la un colegiu. Și a zis, bă, l-am crescut bine, e ok. Știți ce află? Zice, predicam la o conferință despre cum să crești copiii. Și primesc un telefon între 2 sesiuni de la soție. Larry, lasă tot ce ai și hai repede acasă că trebuie să plecăm după Ken. Unde să plecăm? Hai să plecăm la facultate că lui exmatriculat. Ce mă glumește acum azi, nu? Nu, lui exmatriculat, habar, noi n-am știut. Tu știi că băiatul ăsta de jumate de an practic era exmatriculat, dar nu ne-a spus. Tu știi că s-a sonhăitat cu un grup, că a luat o raznă, că a luat-o cu droguri, cu... O zis, în momentul am crezut că mi se taie picioarele. Am zis, oameni buni, nu mai pot să țin prelegea a doua despre cum să crești copiii, că am o problemă mai urgentă. Am lăsat totul, am lăsat conferința, m-am îmbarcat repede și am venit acasă. Deci m-am luat cu nevastă mea și m-am dus înspre campusul unde era băiatul meu. L-am sunat, vezi că vin, pregătește-te. Și o zis, am fost un car de nervi. Și o zis, pe drum, povestea lui Larry Crabb, am experimentat furie, revoltă, reproșuri. Am tot zis și spuneam lui Dumnezeu, Doamne, ce puteam să fac și n-am făcut? Doamne, serios? După atâta timp investit, după atâta Biblie care am băgat-o în capul lui, Doamne, ce aș fi putut să fac mai mult de atât? Ce mai puteam să fac? Și povestește Larry Crabb și îmi place foarte mult citatul ăsta, îmi poate vă regăsiți în el. Zice că nu cunosc o experiență mai agonizantă, povestea el, decât să privești pe cineva pe care îl iubești și să vezi cum merge într-o direcție greșită și pur și simplu te simți neputincios în a interveni ca să-i îndrepți situația. Nu există nimic mai dureros pentru un părinte uneori
decât să te uiți la copilul tău, e adolescent. Și oricât de multe sfaturi bune ai da și oricât de mult ai postit și te-ai rugat pentru el, pur și simplu vezi că se duce într-o direcție și ești neputincios. Și vezi că la 20 de ani nu vrea să mai stea de vorbă cu tine și spune, nu cunosc o experiență mai traumatizantă, zice lui Crea, decât asta. Poate că nu cunoști o experiență mai traumatizantă decât ca să vezi că soția ta se depărtează de Dumnezeu. Sau să vezi, poate că soțul tău se depărtează de Dumnezeu. Și nu experiență decât mai traumatizantă decât să nu poți să faci nimic. Zice Larry Cabe, eram în punctul în care am simțit că o să clachez. Și m-am rugat lui Dumnezeu pe drum, zice, și înainte să mă întâlnesc cu fiul meu, mă gândeam să-i zic reproșul, bă, nu ți-e rușine, bă, cât i-am făcut, mă gândeam ce o să-i spun, dar nu ți-e rușine, mă, bă, dar cât am investit, bă, dar ce să mai fac cu tine? M-am pregătit tot felul de scenarii în capul meu. Dar în ultimele 4-5 mile înainte să ajung la campus, într-un moment am oprit mașina, eram plin de nervi și au zis, soția, vezi că faci accident dacă mergi mai departe așa. Am oprit mașina și au zis, am luat-o pe soția mea de mână, ne-am strâns de mână și am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, de aici încolo eu pun în mâinile tale viața fiului meu Ken. Am făcut tot ce puteam să fac, am postit, am rugat, am investit în el timp, am făcut tot ce am putut omenește vorbind, dar, Doamne, nu mai pot. Așa că, Doamne, eu și cu soția mea, ținându-ne de mână aici, ne ridicăm mâinile spre Tine și spunem, Doamne, ți-l dăm Ție. Doamne, îl las în mâinile Tale și îl încredințez în mâinile Tale. Doamne, Te rog, ai grijă de el. Și a spus, am ajuns la campus și copilul meu mă aștepta cu bagajele făcute în fața unei săli acolo. Era cu capul în pământ. Când m-am uitat la el, mi s-a făcut milă. Nici nu putut să ridice capul. Și-a zis, Dumnezeu mi-a dat putere, Dumnezeu mi-a dat putere să-i spun doar atât. Dragul meu, hai spune-mi, te rog, cu ce te pot ajuta. O rămas șocat. O crezut că o să-l bat, o crezut că o să-l reproșez, o crezut că o să-i tau fondul, o crezut că o să-l disciplinez. I-am spus doar atât. Și nu de la mine, că am avut puterea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când dai lucrurile în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă pace, Dumnezeu îți dă liniște, Dumnezeu îți dă luciditate spirituală. Și i-am zis, dragul meu, spune-mi, l-am îmbrățișat, spune-mi cu ce te pot ajuta. Spune-mi doar atât, nu vreau să fiu insistent, dar spune-mi cu ce îți pot fi de folos. Atât de șocat a fost Ken, băiatul Larry Crabb, de gestul tatălui său, de atitudinea tatălui său, încă vreau să vă spun că scurt timp mai târziu, băiatul ăsta a avut o întâlnire reală cu Dumnezeu. S-a pocăit, a urmat un alt colegiu, un colegiu de teologie. Astăzi, băiatul Larry Crabb este păstor și îl slujește pe Dumnezeu. Dar știți? Știți cum se ajunge aici? Că la un moment dat trebuie să înțelegem că unele lucruri nu le poți în mâna ta și că trebuie să le lași în mâna lui Dumnezeu. Că trebuie să fii asemenea lui Iochebed, trebuie să ai perspectiva asta, să spui, Doamne, am putut până aici, am încercat până aici, dar nu mai pot. Doamne, ți-l las în mâna ta. N-are rost să mai ții predici, ascultă-mă pe mai departe. N-are rost să insiști, n-are rost să-l disciplinezi mai tare, că îl vei face uneori când e adolescent și când e mai puțin mai încolo, o să-l întărâși și mai tare. Și nu întărâta, zice Pavel, la mânie pe copiii voștri. Nu, fii înțelept. Pur și simplu, tot ce poți să faci ca act de credință uneori și cel mai bun lucru pe care le poți face este să-l lași în mâna lui Dumnezeu. Asta face Iochebed. Și problemele tale, ascultă-mă, devin problemele lui Dumnezeu. În momentul ăla, dragii mei, Moise devine problema lui Dumnezeu. Știți când? Când o lași din mâinile tale. Când înțelegi că mâinile tale sunt limitate, sunt neputincioase, dar mâinile Domnului sunt puternice. Și Dumnezeu are soluții când tu nu mai vezi nicio soluție. Glorie lui Dumnezeu! Când problemele tale și ale mele devin și problemele lui Dumnezeu. Știți când? Atunci când vom înțelege și trebuie să vedem următorul aspect mai apoi. Trebuie să vezi și să crezi că în spatele întâmplărilor Dumnezeu nu lasă nimic la voia întâmplării. Nu știu dacă m-ați înțeles bine, de vreau să mai spun încă o dată, pentru că asta e foarte important. Când problemele tale devin problemele lui Dumnezeu, va trebui să crești și să vezi mai mult de atât, să privești, știi ce? La întâmplări. Și să înțelegi un lucru, că în spatele întâmplărilor din viața ta, Dumnezeu nu lasă nimic la voia întâmplării.
Pentru că Dumnezeu este suveran. Acum, dragii mei, vă rog să vă uitați ce se întâmplă mai departe. Și vreau să vedeți providența lui Dumnezeu în ceea ce se întâmplă. După ce Iochebed, prin credință, îl lasă pe Moise, îl lasă din mâinile ei și îl pune practic în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu începe să lucreze în mod providențial. Știți cum o face Dumnezeu? În același loc și în același timp, dragii mei, unde Moise este abandonat, fiica lui Faraon îl ia în brațe. Îl găsește și zice Biblia că nu a fost neapărat ușor de găsit. Știți de ce? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că știți unde era? În mijlocul trestilor. Nu a fost neapărat vizibil. Dar undeva, dacă trebuie și în mijlocul trestilor, Dumnezeu deschide ochii fiicelui Faraon ca să-l vadă. Pentru că Dumnezeu începe să lucreze providențial. Mai mult de atât, știți unde vă providența lui Dumnezeu? Fica celui care a poruncit ca copiii evreilor să fie omorâți. Fica unui om fără de milă, fica unui rege, dragii mei, crud, zice Biblia, care au poruncit ca pruncii evreilor să fie omorâți, știți ce face? Când îl ia pe Moise în brațe, îi se face milă de el. Fica, tatăl ei, fără milă față de evrei, dar fica are milă. Pentru că asta lucrează Dumnezeu, dragii mei. De la cine te aștepți mai puțin, când te aștepți mai puțin, în loc să-l arunce în rău, îl scoate din rău. Mai mult de atât, uitați-vă providența lui Dumnezeu. În aceeași zi, dragii mei, Moise ajunge înapoi în brațele mamei lui. După ce lasă din brațele ei printr-un act al credinței și al disperării, în același timp, dragii mei, Dumnezeu îngăduie să se întoarcă Moise înapoi în brațele ei. Și ascultați-mă, Moise nu a fost hrănit, dragii mei, numai cu laptele de la sân. Moise a fost hrănit, dragii mei, și cu identitatea lui de evreu. Pentru că Moise, dragii mei, când ajunge în casa lui Faraon, știe că totuși e evreu. Pentru că într-o zi se duce unde? La frații lui. E providența lui Dumnezeu. În loc să-și găsească sfârșitul în rău, Moise începe periplul vieții în palatul lui Faraon. Și mai apoi Dumnezeu îl scoate. Nu vi se pare că numele lui este profetic? Care este numele lui Moise? Scos. Ce face Dumnezeu cu Moise? Pe cine scoate Dumnezeu? O zis Dumnezeu, eu te-am scos din râu. Moise, tu trebuie să-mi scoți poporul din Egipt. Pentru că Dumnezeu lucrează profetic, pentru că Dumnezeu lucrează, dragii mei, într-un mod providențial, binecuvântat să fie numele Dumnezeu. Îmi place așa de mult ce spunea profesorul meu de la Institutul Emil Bartoș. A zis o chestie extraordinară despre providența lui Dumnezeu. Ceea ce noi numim coincidențe, de fapt, spunea, este modul în care Dumnezeu lucrează în anonimat. Când Dumnezeu alege să lucreze în anonimat, noi numim coincidență. Bă, ce coincidență! Bă, ce întâmplare! Vreau să vă spun ceva, nu există întâmplări. Nu există coincidență în viața credincioșilor. Există providența lui Dumnezeu. Există suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu potrivește întâlnirile. Dumnezeu potrivește evenimentele. Pentru că ăsta e Dumnezeu. Vedeți un exemplu de providența lui Dumnezeu? Nu vi se pare interesant că la un moment dat împăratul Romei, Cezar Augustus, ce-i vine lui în cap? Bă, hai să facem un recensământ în Iudeea. Acolo la Roma, fiind departe, bă, hai mă să mai facem o leacă de reformă, birocrație multă, trebuie reformă, o zi și Ciolacu, trebuie să, hai să se reorganizăm, sunt prea mulți birocrați. Dați un decret să se facă recensământul în Iudeea. Fiecare să margă să se înscrie la de unde e locul de baștină, din tribul lui. Și decretul ăsta, dragii mei, aparent politic, birocratic, dat de către Cezar de la Roma. Și ce face? Începe să-i pună pe evrei pe drumuri. Dar la un moment dat, o familie anume este pusă pe drumuri. Iosif și cu Maria. Unde locuiau? În Nazaret. Unde trebuie să meargă din cauza decretului? În Betleem. Când ajung la Betleem, nu ajung bine. Maria îl naște pe Iisus. Unde trebuia să se nască Iisus după profețiile Vechiului Testament? Betleem. Credeți că e coincidență? S-a întâmplat, mă, chiar atunci au dat decretul. Nu. Dumneavoastră înțelegi că Dumnezeu, care este împăratul împăraților, uneori e așa de, lucrează așa de frumos, încât folosește împărații lumii acestea, chiar pe cei mai mari, să lucreze într-un mod profetic, fără să-și dea seama. Proroși fără voie, Dumnezeu își manifestă providența prin ei, chiar dacă ei nu înțeleg asta. Pentru că asta e suverenitatea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Am văzut de atât de multe ori suverenitatea lui Dumnezeu în viața mea, încă, dragii mei, vreau să vă spun că e încurajator lucrul ăsta. În urmă cu câțiva ani de zile am fost într-o tabără în Austria. Eram împreună cu fratele Ruben Țânțaș, cu fratele pastor Ruben Țânțaș din Greștoaș.
Și am fost undeva în Austria, într-o tabără, am slujit și am venit toată noaptea, pentru că a doua zi dimineața trebuia să plec undeva spre Brașov la evanghelizare. Am zis, bă, vin toată noaptea, adun câteva ore acasă și merg la evanghelizare. Acum am trecut de Budapesta, am venit în Coci, am trecut de Debrețin la un moment dat și ne-am oprit la un peco să bem o cafea. Am băut o cafea și... repede, bă, zice, hai să ne grăbim, hai măcar să mergem. Am băut cafeaua rapid, ne-am urcat în mașină și am pornit. După 2 minute, zic, bă, Ruben, trebuie să căutăm înapoi un peco. Bă, lasă-mă, cum o zice. De ce? Bă, mi-e sete. Dar bine, mă, nu ți-ai putut cumpăra, mă, apă de acolo, bă, dar am uitat, mă. Dar, bă, nu ți-ai putut, bă, dar serios am o durere, iar oprim. Bă, zic, te rog eu, hai mă, zice, să mai mergem. Bă, nu pot, mor de sete, acum am trebuit apă. Ok, bine. Și Ruben, în momentul ăla când eu știu să insist. Și am zis, hai, primul peco. Și atunci o schimba banda. În momentul ăla o schimba banda, de pe banda aia, 1 pe 2, să caute un exit. La 3-4 secunde, vreau să vă spun, după ce o schimba banda de sens, o venit de pe contrasens o mașină, vă spun, noi aveam 100, mai bine vă spun cât aveam, dar aveam și noi mult, dar au venit ăla ca o săgeată pe lângă noi. Noi eram parcă accelerat 1741 pe lângă un Bentley. Ăla au venit glonț. Și spre unde au venit? Pe contrasens. Exact pe banda pe care mergeam noi cu 3 secunde înainte. Când au trecut pe lângă noi și au zis cu mașina. Am oprit, n-am mai bucat să ajungem la pecu pentru că am tras pe dreapta, ne-am dat jos amândoi și ne tremurau picioarele. Și au zis, bă, ce-a fost aici? Băi, ăla ne omorea, ne în plin ne-ar fi luat. Am tremurat toți și au zis, bă, ți-e sete? Nu mi-e sete deloc. Nu, poți să te duci, nu mai am nicio treabă acum. Sătul. Tremuram amândoi și vreau să vă spun ce s-a întâmplat. Până la satul mare, că m-a dus mașina mea la satul mare, nu ne-am mai oprit din laudă și în închinare. Cât am fost de obosiți, de rupți. Am început să lăudăm pe Dumnezeu cu lacrimi în ochi. Am început să plângem. Și de ce? Pentru că mi-am dat seama că Dumnezeu, problemele tale sunt și ale Lui. Când te duci în lucrarea Lui, când îl slujești pe El, când faci voia Lui, Dumnezeu îngăduie ca în mod inexplicabil să se facă sete la 1 minut după ce ai fost 2 la peco și trebuie să aparent uiți ceva și pare, bă, Dorel, iar uita ceva, Dorel, ăsta chiar e predestinat să uite multe chestii. Și Dumnezeu face să schimbi banda și 3 secunde mai târziu să treacă pe lângă tine cineva care te-ar fi zdrobit, ne-ar fi omorât pe loc. Asta e providența lui Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu lucrează în mod suveran, binecuvântat să fie numele Domnului. Știți care este cea mai încurajatoare promisiune din cuvântul Domnului? Cea mai încurajatoare promisiune din Scriptură? Pe de altă parte știm bine că toate lucrurile ce fac? Ce fac toate lucrurile? Toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre bine celor ce sunt chemați după planul Lui. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Aici e o promisiune, dragii mei, și cum observa foarte bine David Jeremiah, promisiunea asta e categorică. Știm, n-avem îndoieli. Nu că e posibil să lucreze, dragii mei, e o promisiune categorică. Mai mult de atât, e o promisiune divină. Cine face promisiunea asta? Dumnezeu! Nu ne-au promis, dragii mei, Iohannis, că toate lucrurile să lucreze împreună spre bine, că atunci mă îndoiam și nu credeam de fel. Că ne-au promis România lucruri bine făcuți și avem România eșuată. Nu cred într-un om care face promisiunile acestea, ci îl cred pe Dumnezeu. Când Dumnezeu face o promisiune, când Dumnezeu face o afirmație în dreptul copiilor săi, se aplică. Și Dumnezeu spune, ascultă-mă aici ce spun, toate lucrurile lucrează împreună spre bine cel ce iubesc pe Dumnezeu. Și e o promisiune nu numai categorică, știm, e o poruncă divină, e dată de Dumnezeu, e o poruncă, dragii mei, mai apoi, inclusivă. Câte lucruri? Jumătate lucrează spre binele tău. Numai bucuria, că în cazul nu lucrează spre binele tău. Numai sănătate, că boala nu lucrează spre binele tău. Și ce spune Dumnezeu? Toate lucrurile. Ce ți se pare rău, de fapt, se dovedește a fi bine mai târziu. Pentru că toate lucrurile lucrează împreună spre binele tău. Nu parțial, nu o parte din lucruri. Știi ce spune împăratul Ezechia? După ce Dumnezeu îl scapă cu viață, după ce a trecut prin mari încercări. Și ce spune Ezechia în Isaia 38:17? Iată chiar suferințele mele erau spre ce? Spre mântuirea mea, au lucrat și necazul, cu alte cuvinte, spre binele meu. Pentru că asta e promisiunea lui Dumnezeu, e o promisiune dinamică. Toate lucrurile ce fac? Lucrează, nu stau.
Pentru că Dumnezeu pune lucrurile în mișcare. Pentru că Dumnezeu mișcă lucrurile, binecuvântat să fie numele Lui. Dar, dragii mei, e și o promisiune specifică și atenție. Spre binele cui? Tuturor oamenilor. Credincioși, necredincioși, creștini, atei, musulmani, budiști, confucianiști, toți, la grămadă. Dumnezeu lucrează spre binele cui? Toate lucrurile lucrează spre binele cui, dragii mei? Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și sunt chemați. Și atunci e o poruncă specifică, o promisiune specifică. Când crezi această promisiune, dragii mei, toate incidentele din viața ta nu sunt accidente. Toate incidentele din viața ta nu vor mai fi accidente. Spuneam despre David Jeremiah, vreau să vă spun, citit o carte de lui și m-a marcat foarte mult. Povestește David Jeremiah, acum e pastor de vreo 40 de ani, la unul dintre cei mai mari biserici din America. E un om influent, un om care predică extraordinar de frumos cuvântul lui Dumnezeu și de corect. Și David Jeremiah povestește, zice, la începutul slujirii mele pastorale, eram nu numai pastor, ci eram și directorul unui colegiu care funcționa pe lângă biserică, numit Shadow Mountain College. Și-o zice, era așa de greu, la biserică era faină, dar colegiul era greu. Profesori care trebuiau plătiți, cadre didactice, elevi care trebuiau să primească burse. Și la un moment dat povestește David Jeremiah că într-o vară au rămas fără fonduri, fără pepe de leu, cum ziceam noi pe la Bihor. Nu avem expresiile astea, nu știu de unde avem. Și David Jeremiah tot făcea pe calcule acolo și nu mai ieșea, numai pe minus. O zis, am adunat staful, bordul de conducere al colegiului biblic și am zis, oameni buni, bai, nu mai avem bani. Noi de la biserică nu mai putem da mai mulți, că n-avem, trebuie și la biserică. Ce facem? N-avem, vine toamna, n-avem bani de încălzire, n-avem bani de taxe, de școlarizare, n-avem nimic. Ne-am adunat tot staful, spunea el, și la un moment dat am luat în calcul să închidem colegiul. Asta e. Nu merge. Doamne, am încercat, dar nu mai merge. Și spune el, la un moment dat se adună cu echipa de mijlocitori de la colegiu și s-a dus undeva într-un retreat din ăsta, la un camp creștin, s-a dus vreo 3-4 zile să stea să se roage, să vadă ultima soluție care o fi. Și spune David Jeremiah, am adunat oameni acolo și am început să ne rugăm și să mijlocim. Și am citit psalmul, spunea el la un moment dat, am citit psalmul 107. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în viață ține îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului și pe cei pe care i-a strâns din toate țările de la răsărit și la apus și de la miază noapte și de la miază și de la mare. Ei pribegeau prin pustiu, umblau pe cărări neumblate și nu găseau nicio cetate unde să poată locui. Sufereau de foame și de sete, le tângea sufletul în ei. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Și a zis, când am ajuns la versetul 6, atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, spune, noi am izbucnit toți în lacrimi. A zis, Doamne, în numele Tău un joc. Nu avem niciun leu. Noi omenește vorbim, trebuie să închidem colegiul, dar care e o binecuvântare pentru toți care vor să cunoască, să pregătească Scriptura. Și-a zis, efectiv, am izbucnit în lacrimi toți. Și am început să ne rugăm cu lacrimi fierbinți înaintea lui Dumnezeu. În timp ce mă rugam, în timp ce ne rugam toți acolo și plângeam de câteva minute bune, plângeam, ne-am aruncat cu fața la pământ și strigam, Doamne, în bunătatea Ta, fă ceva. O venit cineva la mine și a zis, frate pastor, domnul pastor, era un administrator de la campul ăla de tragere, a zis, vă caută cineva la telefon. Ești lăsat telefonul toți acasă, a zis, bă, deconectați, numai noi și Domnul. Ultima zi, ultima soluție. Frate pastor, vă cheamă insistent cineva la telefon. Las-o. Nu, zic că e urgent. Dar cine-i? E de la dumneavoastră, de la colegiu, de acolo, de la universitate. A zis, mă duc? Era un telefon din ăsta fix. Alo? Și îmi zice sora contabilă de acolo, de la colegiu, frate, zice, David, ai unde să te așezi? Nu, zice, n-am unde, mă pun pe jos.
Dacă vrei, mai bine pune-te pe jos. De ce? Trebuie să spun ceva. Vaoleu, ce mai... Hai că mă pun, ce-i baiu? O zis, noi acum de la departamentul financiar, astăzi am verificat corespondența. Noi primim scrisori, știi? Ei primeau scrisori zilnice. Și au zis, între plicurile acelea pe care le-am primit, scrisorile pe care le-am primit astăzi, am văzut un plic de culoare galbenă. Dar ce-a fost ciudat e că zice, că nu l-am fi deschis în mod normal, dar zice, nu scrie nimic pe el, nu scrie cine-i expeditorul, nu scrie de la cine-i, numai scrie unde trebuie să ajungă, adică la noi la colegiu. Și-a zis, l-am desfăcut. Te ții bine? Ia, zice, zi odată. Frate David, e un cec de 500.000 de dolari în el pentru colegiu. Atât. Și ai zis, mă? 500.000 de dolari e un cec aici pentru colegiu. Am lăsat telefonul, zis. M-am dus urlând și strigând. M-am dus în campus unde se rugau colegii mei. Toți erau, plângeau și am zis, bă, opriți-vă. Eu eram cu lacrimi în ochi. Trebuie să vă dau o veste. A murit cineva. Da, au zis, a murit necredința noastră. Pentru că Dumnezeu ne-a dat astăzi 500.000 de dolari. Și colegiul va merge mai departe. Și merge și astăzi, după 30 de ani de la evenimentul ăla. Și Dumnezeu e binecuvântat. Exact în momentul când ei se rugau, exact atunci s-a deschis plicul. Pentru că, dragii mei, în spatele întâmplărilor nu-i nimic la voia întâmplării lăsate de Dumnezeu. Dumnezeu nu lasă nimic la voia întâmplării. Tu înțelegi? Problemele tale pot să devină și problemele lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu zice, hei, Dorel, stai cu minte, de aici e problema mea. De aici mă ocup eu. Ok, ai încercat foarte bine 3 luni de zile, eu chebet, bun, perfect. Dar Moise, nu-i numai tău, e și al meu. Eu cu Moise am planuri. Eu trebuie să manifest puterea în viața acestui copil. Și problema lui Iochebed și problema lui Amram devine și problema lui Dumnezeu. Și când devine problema lui Dumnezeu, oamenii care se pun împotriva planului Dumnezeu vor avea probleme. Ascultă-mă în încheiere, scurt, nu contează cum te privești cu oamenii, contează cum te privește Dumnezeu. Și ce spune Biblia în Fapte 7:20, zice cuvântul Domnului că a zis Ștefan, pe vremea ce auziți perspectiva prin Duhul Sfânt al lui Ștefan despre Moise. Zice că pe vremea aceea s-a născut Moise. Noi ce ne spune textul biblic din Exod? Că era cum? Frumos, nu? Și aia zice, bă, era copil fain, simt toți copii fain. Și dacă, mă rog, toți sunt frumoși. Dar auziți ce spune Ștefan? Zice, pe vremea aceasta, Fapte 7:20, s-a născut Moise, care era cum? Frumos? În fața oamenilor? Vai, ce simpatic. Nu. Zice că era frumos înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. Ștefan are o altă perspectivă. Noi avem perspectiva de părinte. Uai, pruncul meu, uai, dragul meu, ce fain e. Uai, cum îi pune nume. Dar ascultă-mă, când se uită Dumnezeu la el, contează cum îl vede și Dumnezeu. E frumos în ochii mei. Și ce e frumos în ochii lui Dumnezeu, poate să zică toată lumea că e urât, că nu va merge, că nu o să reușească. Ce e frumos în ochii lui Dumnezeu, va supraviețui, va trăi, va prospera și Dumnezeu va binecuvânta. Nu contează cum te privești cu oamenii, contează cum privește Dumnezeu și problemele tale și situația ta. Mai mult de atât, vreau să parafrazez ceva legat de părinți. Este o expresie celebră al Mântuitorului nostru. La ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde ce? Sufletul. Dar vreau să vă spun ceva ca părinți. La ce ar folosi unui părinte să câștige toată lumea dacă și-ar pierde? Copiii. Iochebed nu și-a pierdut copiii. Dacă vrem ca și copiii noștri să aibă credință, trebuie să vadă credința noi. Iochebed a avut credință, crescut într-o familie. Dar vreau să vă spun și să închei, contribuția ta la formarea cuiva e mai importantă decât afirmarea ta. Contribuția ta la formarea cuiva e mai importantă decât propria ta afirmare. De câte ori ați auzit despre Iochebed și despre Amram, sincer? În ultimul an de zile, de câte ori ați auzit în biserică numele Iochebed sau Amram? Dar vă mai întreb altceva. De câte ori ați auzit cuvântul Moise? Sute de ori. Nu-i duminică fără Moise să-l pomenim. Dar nu vreau să spun ceva. Pentru ca Moise să fie cunoscut pentru ce este cunoscut astăzi,
A fost o mamă și un tată care au contribuit. Fără ei, Moise n-ar fi fost Moise. Contribuția ta la formarea cuiva e mai importantă decât afirmarea ta. Hai să ridicăm în picioare și toată gloria să o dăm lui Dumnezeu. Și toate problemele tale în dimineața asta, și ce se face? Vino la Domnul cu ele. Lasă-l. Lasă-l pe ape. Nu o să se scufunde. În Nil îți rechini, îți crocodil în Nil, nu-i așa? Crocodilii de Nil, îți pericole, toate acolo. Dă-i mâna Domnului. E mâna lui Dumnezeu. Nu te-ai săturat să ții mâinile tale ceea ce Dumnezeu spune, dă-mi-le mie? Nu înțelegi că vei obosi? Nu înțelegi că nu vei putea să reduci la tăcere problemele? E vremea ca astăzi problema ta să o preia Dumnezeu. Că problema ta devine problema lui Dumnezeu. Doamne, aruncăm, zice Petru, asupra ta toate îngrijorările noastre, toate durerile noastre aruncăm asupra ta. Doamne, Tu te îngrijești de ele cu noi, nu mai putem. Ia-ți problemele acelea pe care le ai și pune-le în mâna lui Dumnezeu. Pune-l pe Moise în mâna lui Dumnezeu. Pune-ți copiii în mâna lui Dumnezeu. Pune-ți sănătatea în mâna lui Dumnezeu. Pune-ți problemele din business în mâna lui Dumnezeu. Pune-ți problemele relaționale în mâna lui Dumnezeu. Pune-ți frustrările tale, toate neînțelegerile tale. Pune-le în mâna lui Dumnezeu. Pune totul în mâna lui Dumnezeu prin credință astăzi. E vremea să ne rugăm și să credem că problema mea devine și problema lui Dumnezeu. Hai să ne rugăm.